Grădinițele din capital au început colectările sezoniere pentru Moș Crăciun. Aceste declarații au fost lansate de primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu. Acesta spune că unii părinți au început să trimită plângeri la adresa autorităților municipale. Ruslan Codreanu declară că în grădinițe se strâng sume de la 35 de lei și mai mult de la fiecare părinte, iar la propunerea ca un tată sau un bunel să se costumeze în Moș Crăciun și să felicite copiii în ajunul sărbătorilor de iarnă, directorii refuză. Tot aici, Codreanu spune că o opțiune ar fi ca actorii de la Teatrul Municipal Guguță să ia rolul de Moș Crăciun și să meargă pe la grădinițe pentru a presta asemenea servicii. Și în cazul în care sunt doritori ca să fie Moș Crăciun, uitați-vă cât sunt la masă aici. Sunt părinți care își permit cadouri de 10.000 de lei, sunt părinți care nu își permit cadou de 100 de lei. Și să-i pui pe toți să colectezi bani de la fiecare pentru nu știu ce fel de cadouri sau un Moș Crăciun aurit, nu este corect. Și aici e și problema cea mai mare, că intrăm în alt fel de discuții de discriminare. La rândul ei, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Rodica Guțu, spune că nu există niciun act regulatoriu pentru mateneile din grădinițe. Am avut ședința cu directorii instituțiilor de educație timpurie, prin care i-am rugat și am insistat să nu tolereze colectările ilicite de bani, dar constatăm faptul că în fiecare grupă se identifică un număr oarecare de părinți care vor să aducă cel mai frumos Moș Crăciun pentru grupa lor. Paradoxal sau nu, fiecare copil își dorește cel mai frumos Moș Crăciun, dar ideea colectării banilor pentru asta nu se încadrează nici în tiparele celor intervievați de noi, nostalgici după Moș Crăciunul de cândva. Iar acum s-au învățat să stea cu mâna întinsă, mi-mil și de profesori și de toți, și la grădiniță stau cu mâinile întinse. Cred că nu-i normal. Moș Crăciun e binevenit și fără bani, în spate și din partea primăriei sau cine la chetă. Sau poate vină și adică cum care eu vreau să fac o bucurie copiilor, numai decât cu plată. La mine Moș Crăciun era foarte, foarte frumos, era foarte bine, mi-aduc aminte de copilăria mea și aș vrea și toți copiii să fie cum acum. Și fără bani. Și Moș Crăciun era frumos, dar acum știți cum e asta? Nu era cu bani, nu era cu bani, acum e cu bani. Unii te duci numai bani, banul merge, dar altceva nimica. Banul dacă este, merge, dacă nu, stai acolo în duș și taci. În același timp, Ruslan Codreanu a declarat că unii părinți se plâng și de faptul că de la ei se mai colectează bani și pentru salariile contabililor, nefiind anunțați despre acest lucru.